Cred că de foarte multe ori ți s-a întâmplat să vezi playeri mai experimentați cum dau tot felul de scheme pe Rocket League cu mingea pe mașină. Dar când ai încercat și tu, a arătat așa. Atunci stai până la finalul acestui videoclip pentru a învăța cum să driblezi pe Rocket League. Salutare tuturor, eu sunt Chris și eu am regăsit la un nou episod. De data asta vom face un tutorial de dribbling pe Rocket League. Dar înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă anunț că doar 13% dintre persoanele care se uită la acest videoclip au dat subscribe. Așa că dacă îți place acest videoclip, te poți abona, nu costă nimic și durează 2 secunde. Asta fiind spuse, să trecem la episod. În primul rând, trebuie să știți că dribblingul este parte din baza Rocket League-ului. Fără dribbling, nu poți face mai nimic pe viitor. Acesta te ajută atât în 1v1, 2v2, dar și în alte moduri de joc. Așa că dacă nu ai exersat destul, te sfătuiesc să o faci pentru a-ți dezvolta abilitățile. Pentru a căra mingea pe mașină, trebuie în primul rând să știm cum. Pentru început, lovește mingea exact cum fac eu, urmând să te duci cu boost-ul puțin mai în față și lovește-o destul de ușor în partea opusă. Te sfătuiesc să nu ții camera pe minge în timpul dribblingului, pentru că te încurcă de multe ori. Mingea nu trebuie lovită tare, deoarece este mult mai ușor pentru oponent să vină și să o lovească înaintea noastră. Dacă nu ai mai făcut asta niciodată, probabil o să ți se pară ușor până aici, dar nu cred că vei putea ține mingea foarte mult pe mașină. Așa că am un sfat pentru tine. O să vezi un rezultat cu timpul, nu doar în dribbling, crede-mă. Încearcă să ții mingea cât mai mult pe mașină, de preferat conduc cu mingea pe mașină dintr-o poartă în alta sau dacă poți încearcă să înconjori harta, făcând ajustări la fiecare colț al acesteia. Vreau să-ți reamintesc atât serverul meu de Discord unde ne-am strâns deja 100 de membri, cât și Instagramul meu, le găsești în descrierea fiecărui videoclip. Astea fiind spuse, să revenim la clip. Să spunem că ai învățat să ții mingea pe mașină destul de mult și că poți să mergi dintr-o poartă în cealaltă fără să scadă mingea de pe mașină. Atunci ești pregătit să înveți flicuri. Flicurile sunt următorul nivel al Rocket League-ului. Dacă știi să dai flicuri destul de decente, înseamnă că deja ești experimentat cu acest joc. Cu siguranță vei putea să ajungi în rancuri destul de mari, dar dacă încă nu poți da un flic, atunci eu sunt aici pentru a te învăța. Desigur că există o groază de tipuri de a da flic pe Rocket League, dar astăzi ne vom baza pe cele de bază. Pentru a face acest lucru, trebuie să studiem puțin mașina cu care ne jucăm. Să spunem că jucăm cu mașina Octane, cea mai bună poziție pentru a da un basic flic este în mijlocul acesteia. Cu siguranță v-ați dat seama că pentru stânga și dreapta sunt aceste locuri, dar pentru că unii player mai experimentați vor spune: "Dar Crip, eu știu că nu mereu este așa." Și da, chiar așa este, ai dreptate, dar pentru flicul basic, acestea sunt cele mai bune locuri pentru a reuși la o viteză mică, cu care chiar și cei începători pot învăța. Dacă folosim o viteză mai mare, acestea sunt locurile, dar playerii de nivel mic nu pot da flicuri la o asemenea viteză. Cam atât cu acest tutorial pe Rocket League, ce v-aș recomanda ar fi câteva hărți pentru exersat pe care vi le-am lăsat în descriere. În caz că nu știți cum să le introduceți, uitați-vă la tutorialul meu, cum să joci Rocket League. Eu am fost Crip, până data viitoare rămâneți sănătoși, pa, pa!